O parte din, eu știu, din motivele am prezentat și ieri, după cum știți, la o parte dintre colegii dumneavoastră care am reușit să intru în legătură telefonică. Mai târziu le-am postat și pe Facebook. Ele sunt destul de multe. O altă parte din ele o să îmi rezerv dreptul să le prezint parcursul campaniei, în funcție și de răutatea unor colegi de acolo, care n-am reușit de-a lungul timpului să avem un dialog pentru cetățeni. Nu aveți încredere în Nu vreau să vorbesc de contracandidați deocamdată, pentru că deocamdată de-abia am venit în interiorul partidului și orice voi afirma parcursul ca acestei campanii, mă voi sfătui cu toți ceilalți colegi. Nu merg în campanie singur, mergem în campanie o echipă. În PSD ați anunțat că vreau să candidați la primăria Botoșani? În PSD, cum vă spuneam și de ieri, de 2 ani de zile, ușor, ușor, având în vedere că PSD-ul este condus doar de 2-3 persoane, nu știu la momentul respectiv câte candidaturi și nu cunoaștem situația privind listele care se pregătesc. La trei, la ce vă referiți? Sunt 2-3 persoane. Nu, sunt mai multe persoane care își doresc, dar probabil că așteaptă acel moment în care se va valida. Și tocmai ăsta e și motivul probabil pentru care se întârzie validarea acelor liste, pentru că ei știu sigur, având în vedere promisiunile de-a lungul timpului către mai multe persoane, că vor fi nemulțumiți. Ne mulțumiți cu siguranță, care, dacă vor dori să vină alături de noi, vom primi. Ați spus, doamna, că ați venit 40 de membri din PSD. Peste 40 de membri. Și... Da, da. Și-a mai rămas cineva acolo? Stați un... Trebuie să asta ei știu mai bine cine au rămas. Știu că în perioada, cel puțin aseară, au fost sunați o mare parte dintre ei, dar ei și-au spus punctul de vedere că vin alături de mine. Deci nu sunt ori din drum. Absolut fără doar și poate și persoane pe care nu le-am solicitat eu să vină alături de mine. Au venit de bunăvoie. Dar de unde știau că veniți aici? Păi nu, dar de 2-3 zile noi discutăm, să vedem, să mai întâmplă ceva, să mai știi situația de la PSD, să știi cine conduce PSD-ul, pentru că în momentul de față mai nu știm cine e. Aveți președinte, prim vicepreședinte, acolo aveați? Așa cum v-am spus la început, am prezentat o parte de mulțumiri. Eu aș vrea să vorbesc mai mult de pro-România, de PSD, o să vă vorbească dâns și dacă o să vrea să aibă conferință de presă, dacă nu o să vă transmit în continuare comunicate de presă. Nu am eu poziția să vorbesc în numele domnului președinte Măcăreț. Dar s-au portat negocieri cu domnul Măcăreț? Așa? Eu nu sunt un om care se port nu sunt un om care se fac blaturi. N-au fost negocieri. Cine? Dar nu știu dacă asta e important acum pentru cetățeni, până la urmă. Pentru cetățeni e important să finalizeze proiectele care trebuie să finalizeze și cred că mai important e cu ce intrăm fiecare în campanie, cu ce vinem și cu ce ne prezentăm, nu cu ce... Nu am luat în considerare și nici nu am analizat această posibilitate. Există legal posibilitatea ca PSD să vă... Nu. Vă răspund eu acum. Codul administrativ spune că în ultimii 6 luni nu se pot face modificări. Mai departe, dacă vor vrea să facă acest lucru, e decizia lor, nu mă agăț cu disperare. Păi nu, am așteptat în continuare, exact cum v-am spus și ieri și cum am comunicat, am așteptat totuși să se întâmple ceva. Se pare că nu se întâmplă nimic și în continuare sunt acele entabile, care nu vreau să le prezint eu. Păi, nu pute, niciun partid nu poate intra în campanie electorală fără să știe listele. Nu se pot cere, eu n-am să cer niciodată colegilor să meargă în teren să strângă liste de semnături pentru susținerea candidaturii mele și a doamnei președinte pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, fără să știe lista de consilieri locali sau consilieri județeni. Nu se poate face acest lucru pentru cetățeanul, ne întreabă pentru cine facem. Îi pun în postura pe colegii mei să nu știe ce să le răspundă cetățenilor. Cetățenilor. Înainte de a pleca din PSD, ați mai avut o discuție cu cei care conduc, alea 2-3 persoane care spuneți? Am încercat și discuțiile au fost la fel, cum de altfel s-au desfășurat ultimii 2 ani.